Și vă spun aici un, un lucru pe care unii dintre cei specialiști care practică acest tip de reclamă îl cunosc, și anume că acea reclamă este de 110 cu 80 sau 90 de pixeli. E o reclamă foarte, foarte mică. Să vorbesc în prezentare și despre acest element pe care vreau să-l rețineți vis-a-vis de această mică fotografie care apare, mică poză care apare acolo. Acum, toți aveți în minte vizualizate reclamele care apar în partea dreaptă și care sunt care apar în Facebook, da? Ok? Să știți că reclamele care apar la unii dintre voi nu apar la ceilalți și invers. Știți? Sunt reclame complet diferite, targetează persoane diferite și segmente de audiență diferite, pentru că modalitatea de a afișa acele reclame se numește demographic based advertising, da? Deci reclamă bazată sau centrată pe profile psihosociodemografice. Nu i-am întrebări acum. Dar nu întrebări, sugestii, e și introspect, până la urmă. E și după like-ul. Da, e și după like-ul, dar e într-o. La acolo targetarea se face mai mult. E adevărat, da. Da, o să vorbim și despre asta. Chiar asta e unul dintre primele lucruri pe care vreau să le rețineți vis-a-vis de campania de pay-per-click pe Facebook. Nu puteam să nu spun despre ele, da. Ți-am zis că tu zici înainte că am mai avut... Da, ok. Deci, acest tip de reclamă e un pic diferită decât reclama semantică în Google AdWords. Da? Dacă în Google AdWords avem căutare în funcție de relevanță semantică, aici avem în funcție de relevanță demografică. Ok? Și zic un pic extins psihosociodemografică, pentru că avem mai mult decât informații despre persoane și despre relațiile pe care le stabilește cu celelalte persoane din vecinătate, plus preferințe. Dacă un lucru pe care, primul lucru pe care vreau să-l rețineți este că dacă celui mai bun prieten îi place Starbucks, dacă celui mai bun prieten îi place să citească o anumită carte, vei fi interesat și vei fi înclinat să ai un interes deosebit sau un pic mai special pentru cartea respectivă. De reținut aici, Facebook a exploatat această nevoie sau această relevanță pentru, să spun așa, pentru produsul prietenului, cel care are un interes similar, și oferă un tool care se numește Sponsor Stories, Page Like Stories. E un tip de reclamă care, nu știu, câți dintre voi ați auzit de Sponsor Stories în Facebook? Iată. Felicitări. Pentru cei care n-au auzit, sau chiar pentru cei care au auzit, există două tipuri de Sponsor Stories. Există, de fapt, trei tipuri de Sponsor Stories, două dintre ele extrem de bine folosite, și anume Page Like Stories, unul dintre ele. E un lucru util, e util să-l folosiți, pentru că el apare sub forma prietenului meu îi place pagina Starbucks. Și îți dă direct posibilitatea de a de a da și tu like la pagina respectivă, practic de a deveni fan al paginii respective prin asocierea cu prietenul tău. Dezavantajul acestei forme de promovare este că dacă pagina respectivă nu are prieteni, nu poți aplica acest tip de promovare pentru pagina respectivă, pentru că nu există, practic, masa critică. Motiv pentru care acest tip de campanie nu poate rula în bază zero, ci ar trebui să conțină o masă critică și după care poate fi și ei indicat să ruleze. Ratele de conversie în fani, cum erau în trecut, sau în utilizatori care dau like, este extrem de mare, depășind adesea 50%. Nu mi-au spus. Bine, hai, scurt. Plătești pe click sau pe like? Pe click plătești. Mă gândeam că o schimbă. Probabil Facebook o să gândească la eficiența campaniilor și o să zică, ok, nu mai plătești pe click, plătim pe like, dar deocamdată este pay-per-click, motiv pentru care vă vorbesc despre lucrul ăsta la lumea SEO PPC. Și aici targetezi demografic? Da, targetezi demografic în da, bine, e un pic e mai restrictiv. Adică tu poți să pui restricții demografică dacă ai un volum de fani suficient de mare încât să se preteze să ai... Păi da, dar poți. Poți să pui numai pe prietenele, numai pe femeile care sunt prieteni cu. Nu? Și atunci, dacă targetezi un produs care e asociat cu... bine, dacă produsul nu e pentru bărbați, e un pic mai complicat, dar merge.
Întrebarea... Starbucks, de exemplu. Starbucks e... Ce poți să faci la Starbucks și o să vedem în unul din ceilalți item pe care l-a dat aici, este să segmentezi campania ta în două sau trei, patru, cinci mesaje diferite care să targeteze segmente, microsegmente de audiență în cadrul aceleași campanii, chiar și o campanie de like-uri de formă asta să selecteze diferit. Acum, în cazul post-like stories, nu e necesar pentru că nu poți să ai variații de mesaj. Și atunci, practic, tu livrezi același mesaj. Prietenul meu, prietenul Gigi, prietenul lui Gigi îi place Starbucks, ție? Și cam asta e... Și, practic, nu mai ai nevoie de asocieri, nu poate diferi mesajul. Dar poți, după aia, să faci un lucru și o să vorbim despre el în slide-ul următor. Ok, deci, de reținut, un aspect, page like stories, extrem de bun, rată de conversii, peste 50%, nu totdeauna, într-adevăr, sunt situații în care nu convertești atât de bine, dar e de testat și de folosit pentru a dezvolta lista de membri, de fani, de utilizatori care dau like pe pagina respectivă. Acum, o întrebare. Voi comentați la posturi la care nu comentează nimeni? Cine nu? Atât? Restul comentați? Vă rog să intrați pe fanpage-ul Ionuț Munteanu. Am și eu, n-am decât 3 fani deocamdată, pentru că nu l-am făcut public decât de ceva timp, dar dacă vreau să comentați acolo, nu comentează nimeni, sunt doar 3 fani, adică nevastă-mea și cu Tudor, cam atât. Deci, dar bine, nu-i chiar public, adică nu am dat șfadă în țară pentru asta. Dar ideea e că adesea oamenii nu se simt confortabil să comenteze la lucruri la care nu comentează nimeni. Motiv pentru care, ca să generezi relevanță în cadrul unei microcomunități, precum e cea din Facebook, și anume o fanpage, da? Unde există fani care interacționează într-un fel sau altul cu comunicarea pe care tu o faci acolo, folosiți cel de-al doilea element din sponsor story, și anume page post story. Cine folosește page post story? Cine face campanie. Ok. Felicită. Bun. Pe aici post story, ce se întâmplă? Dacă eu am postat ceva pe Facebook, da? Voi cum nu mă urmăriți, nu știți că am postat ceva legat de muzica de proastă calitate pe care am auzit-o la UTV azi dimineață. Dar dacă eu aș fi avut un fanpage și fanpage-ul meu n-ar fi avut mai mult de 3 fani și unii din acești fani ar fi comentat, da? La comentariul meu, da? Și chiar dacă n-ar fi comentat, pentru ca să fac acest post, să trezesc interesul celorlalți membri ai comunității mele, deci ceilalți oameni care sunt fans, trezesc interesul pentru acel post, aș fi făcut un page post story care, practic, pune sub formă de anunț acest ultim post al meu și permite utilizatorilor, prieteni cu mine, fani dintre prietenii, cei care sunt fani, cei care au dat like la pagina mea, da? Permit văd acest post story și pot da like sau pot da share chiar la postul respectiv. Plata se face tot pe click. Da? Este extrem de util când construiți microcomunități în jurul unui produs sau serviciu, astfel încât să dați consistență, practic, comunității pe care vreți să o construiți. Da? Deci, bineînțeles, asta nu ignoră faptul că trebuie să aduceți conținut de calitate și să scrieți ceva acolo, cum am scris eu despre muzica ușoară românească de azi dimineață, dar eu am scris pe profilul meu personal și dacă ai fost o comunicare oficială sau dacă ai fost ceva la nivel profesional, probabil aș trebui comunicat pe fanpage, da? Pe pagină. Se actualizează dinamic și aici este extraordinar de frumos. Dacă am selectat odată faptul că vreau să fac sponsor stories, page post story, în momentul în care am postat un alt post, în acel moment se actualizează. La un anumit interval timpului, chiar imediat, dar oricum. Extrem de mare relevanță, mai ales că membrii care sunt acolo sunt oarecum interesați de comunicarea pe care comunicarea mea pe pagină. Asta e o modalitate prin care susținem, practic, această microcomunitate cu informații și trezim interesul pentru ceilalți care devin fani și au văzut că, iau-te, comentariul postul respectiv are 6 like-uri.
vreau să rezonez și eu într-un fel, că dacă postul ăla mea nu a comentat nimeni, nu a scris nimeni un like la el, nimeni nu o să scrie niciun like. Deci e un cărămida care se transformă în bolovan, zicem așa. Avalanșa, iată. Ok, un al treilea element pe care vreau să-l rețineți este că noi comunicăm diferit către mame cu copii și către adolescenți. Și asta nu facem pentru că mamele cu copii n-ar putea să bea cafea de la Starbucks la fel de bine ca și adolescenții. Dar sunt anumite produse pentru care mamele cu copii, la care mamele cu copii interacționează sau rezonează diferit de adolescenți. Adolescența au de nevoie, mamele cu copii au de nevoie. Motiv pentru care este bine ca reclamele pe care le facem sau comunicarea, și aici nu mă refer la sponsor stories, mă refer la reclamele clasice din Facebook, și anume cele de care vă spuneam la început, cu imaginea de 110 cu 80 sau 90 de pixel și text, da? Acele reclame trebuie să targeteze separat. Și aici îți răspund la întrebare și spun că targetăm separat diverse microsegmente de audiență, oferindu-le informații relevante care rezonează cu profilul lor. Da? Iată, ăsta e elementul 3 pe care vreau să rețin. Al patrulea este nevoia de personalizare sau sugestia mea către cei care fac campanii de Facebook să-și personalizeze landing page-ul, bine, landing tab-ul. Da? Și să gândească personalizarea landing tab-ului exact cum gândim un landing page de conversie clasică. Dacă avem pe metoda unique selling page, metoda americană, da? În care încercăm să vindem o singură acțiune sau acțiune alternative, să zicem, secundare, dar o singură acțiune principală, da? Și anume transformarea acelui utilizator în fan. Pentru că, după cum vă spuneam, nu putem folosi sponsor stories, page, like story, de la început, pentru că nu avem această masă critică și nu avem cum să livrăm către prietenii nimănui. Da? Deci vom livra în momentul în care avem o masă critică. Ca să ne adunăm această masă critică... Ca să adunăm această masă critică, ce facem este că construim și personalizăm acest landing page. Bineînțeles, dacă ne întoarcem spre pe wall și utilizatorul ajunge pe wall și vede că wall-ul e gol, vede că noi nu am completat nimic, bineînțeles că el putem să-i punem cel mai frumos landing tab dacă nu există substanță, iar nu va da like la pagină și nu va fi practic, să zicem, tăguit ca făcând parte din comunitatea noastră. Da? Nu va intra în comunitatea noastră. La fel cum... Depinde de... Nu există un număr care reprezintă masă critică. Nu, dar să zicem... există un număr. Sigur, ok, există un număr. 500, da. 500 de fani și asta e masa critică. Nu pot să afirm așa ceva. Poate să fie masă critică. Depinde cât de... Din experiența ta, adică am mers cu masă de 1000... Dar eu nu mă opresc niciodată din a aduce... Nu, aceste 3 campanii, să le zicem 3, dar nu sunt neapărat 3, pentru că, după cum spuneam, diferențind pe anunțuri, făcând, segmentând și mai mult audiența, ele devin mai multe de 3, dar dacă gândim acești 3 vectori, sponsor stories, like post, post like story și page post story, da? Ele merg simultan în permanență pe toată durata campaniei. Pentru că e un ciclu normal. Se aduc vizitatori noi, da? Se aduc fani noi, fanii ăia interacționează cu conținutul, dau valoare conținutului prin faptul că ei comentează și dau like la conținutul respectiv și prietenii lor, pentru că ei au dat like la pagina respectivă, devin prieteni. Deci, practic, nu există un perpetuum mobile, să zicem așa, pentru că el nu există în natură. Nu înțeleg. Da. Păi ideea e că nu-ți permite Facebook poți să faci decât dacă ai minim, cred că 25 de fani ca să poți să... Cred că asta e... Nu, e cam la tot 25 de fani, da. Și ca să generezi perpetuum mobile, câteva sute, mii, ceva în genul ăsta așa... Ideea care este, dacă tu vinzi cartofi prăjiți, ai sute de mii, milioane.
Dacă vinzi muzică românească de proastă calitate, ai milioane. Dacă vinzi muzică proastă de proastă calitate românească cu femei dezbrăcate, multe milioane. Da? Depinde acum în ce paradigmă te afli. Haideți să, nu vreau să vă mai rețin, știu că e târziu și vreau să trecem un pic mai departe, după aia și întrebări. Asta e al patrulea punct, da? Deci personalizați landing tab-ul și acel logo de 200 cu 600. Cu atenție trebuie să personalizați astfel încât, vă dau un hint aici, există o zonă de 200 cu 200 de pixel care devine thumbnail. Da? Care devine thumbnail-ul, poza mică care apare în dreptul contului vostru. Gândiți-vă când construiți 200 cu 600 să păstrați acel 200 cu 200 de pixel sus sau jos sau chiar în mijloc, astfel încât zona respectivă să devină, thumbnail-ul. Veți putea ulterior să așezați background-ul astfel încât imaginea, thumbnail-ul să fie centrat pe zona care vă interesează, dar dacă nu îl puneți înainte în logo-ul paginii de Facebook, nu mai există, deci nu aveți cum să-l urcați acolo. Deci de recomandat, țineți minte aspectul ăsta. Al cincilea element, un lucru care nu se întâmplă, sau dacă se întâmplă, se întâmplă foarte rar și e trist. Pentru că e normal ca după ce ai comunitatea, se întâmplă adesea în alte medii. Ai strâns o comunitate pe un site, ai strâns o comunitate pe un forum, ai strâns o comunitate într-o bază de e-mail-uri, nu? Ai făcut canvassing de adrese de e-mail, ai comunitatea respectivă, ce faci? O folosești. Comunici către comunitatea. Ok, este clar că poți comunica pe canalul oficial și anume pe Wall. Da? E evident că poți face lucrul ăsta. Dar tu vrei ca utilizatorii tăi la utilizatorii tăi nu să ajungă pasiv mesajul. Nu e ca și când așteptăm și lucrurile să se întâmple. Nu! Te duci tu după ei. Și cum faci chestia asta? Targetezi au utilizatorii din pagina ta de Facebook. Deci îi ai acolo, știi că sunt 1500, le livrezi mesaje. Cumpărați acum voi ăștia cu discount de 15%. Cumpărați azi cu super ofertă. Faceți propriul vostru grupon pe produsele voastre în audiența voastră din Facebook. Asta înseamnă o campanie care are succes. Sau ca să aibă succes. Da? Ok. Da, e evreiește. Dați tot la Facebook bani de două ori. Ați mai plătit o dată și încă o dată și încă o dată și încă o dată. Dar nu vă interesează asta pentru că la final ROI-ul, ăla e important. Da? Câți bani ajung la final în buzunarul dumneavoastră. Asta e cel mai important. Și atunci nu contează câți bani plătești. Am un articol despre asta pe site-ul meu pe care, nu știu, câți dintre voi l-ați accesat. Exact despre buget, cred că așa se numește, cost, buget, preț, promovare, ceva de genul ăsta, ceva despre bani, cum scris eu acolo, care din munteanu.com, pentru cei care nu știu, vă fie rușine, lumea. No, în regulă. Deci, e un articol acolo care vorbește despre valoare în sine și spune că nu e nevoie de, nu există o valoare, există doar câți bani îți întoarce o campanie de promovare. Perfect. Asta e elementul 5 pe care vreau să-l rețineți. Și ăsta e un alt sfat pe care vi-l dau. Știu că cel mai mare viciu sunt sfaturile din engleză, worst advice is advice, dar vreau să luați aminte pe ăsta. Fidelizați prin premii, dar nu adunați fani prin premii sau recomandare. Da? Dacă adunați fani prin premii, riscați ca prin natura premiului oamenii să ajungă să devină fanii paginii, dar să fie complet dezinteresați față de produsul sau serviciul vostru. Și atunci, recomandarea mea este aduceți-i pe pagină și dați-le premii pentru că ei sunt deja pe pagină prin propriul lor interes. Da, este mai greu. Da, nu o să luați bonus la 3 luni de zile, dar la sfârșitul anului o să luați bonus pentru o campanie performantă pentru că i-ați băgat banii în casă la clientul respectiv. Deci asta este recomandarea mea pentru punctul 5. Punctul 6. Testați. Acele poze mici sunt opere de artă. Trebuie să tratați 110 cu 80 de pixel ca fiind canvasul vostru. Ca fiind la fel de mult când, la fel cum cei din BTL gândesc un mesh și gândesc fiecare element, fiecare detaliu. Dacă țineți voi minte, nu știu dacă știți concursurile aia de publicitate în care apăreau animalele pe care erau scris cu grafite, era scris pe un urs polar cu grafite. Practic era o reclamă la Save Wildlife. Da? Salvați la da, la Greenpeace sau ceva de genul Greenpeace. Wildlife. Da, salvați animalele, speciile sub care dispariți, nu mai le
stricați, practic. Era cu un grafit pe un mur spolar, știi? Deci, exact cum ei gândesc creația din meshul ăla, exact la fel de mult aveți voi canvasul de 110 cu 80 sau 90 de pixeli. Momentul în care acel canvas devine, practic, metoda prin care comunicați și rețineți că o poză face câte 1000 de cuvinte și niciodată lucrul ăsta nu se schimbă, oricare ar fi metoda prin care comunicați. Din păcate, Google AdWords, pe căutare, nu permite afișarea de reclame video, imagine, da? Motiv pentru care suntem restricționați în coduri ASCII care ne sunt blocate, nu că aș face așa ceva sau cineva, dar există și metode prin care poți să desenezi cu caractere ASCII în Google AdWords. Nu faceți asta pentru că le dezaprobă. Acum le dezaprobă și mai mult și au făcut în România sediu. Înainte, neavând în România reprezentanță, lucrurile erau mai ușoare. Rețin, mi-aduc aminte o campanie de la Carnation, care era construită pe Bergenbier atunci și la, exact la campionatul de fotbal, la Tuborg sau Bergenbier, dacă nu mă înșel, erau exact în mijlocul jocului, erau făcute 0-0-0 fotbal scris din coduri ASCII. Și aici revin. Exact acest tip de artă trebuie să-l aplicați voi pe acest canvas al costului 110 cu 80 de pixeli. Nu neglijați aspectul ăsta, este extrem de important. Rata de click este influențată de acea poză mică de acolo. Da? Și femeia care e acolo, femeile care sunt în pozele alea, vând. Dau oameni, bărbații, dau click pe femei. Și vă spun un secret, și femeile dau click pe femei. Asta e... Nu mai mult din ce am făcut campaniile pe care le-am... în care întâmplător au fost femei în poze, nu dădeau numai bărbații sau femeile mai mult decât bărbații, într-adevăr bărbații dau mai mult decât femeile, dar și femeile dădeau click pe pozele cu femei. Punctul 7. În momentul în care vreți să faceți o campanie pentru o pagină, pentru un fan page, da? Un page, ca să nu mai zic fan page, că fan page se numea în trecut, dar după aia Facebook s-a schimbat, în Google mai apare câte un interfață de analytics care... Na, și mai când a schimbat interfața de AdWords am fost terminat. Am fost, deci două luni de zile am stat la pat. Eram... dar nu e o glumă, era febră. Deci, pe cuvântul meu, am încercat și tot căutam butonul, la un moment dat a dispărut și butonul. Nu mai puteam să mă întorc la interfața veche, știi? Și tot încercam, după aia am dezactivat JavaScript. Am zis că, băi, măcar fără JavaScript, dacă mi-am... Nu. Cele din urmă am renunțat, au spus, e Chrome și acum m-am mulțumit că merge destul de bine pe Chrome. Oricum, și mi-am luat Core i5 ca să meargă Google AdWords pe Chrome. Dacă nu ai Core i5, Intel Core i5, nu-ți merge așa bine, știi, deci cu dual core nu prea ai. Nu, glumeam, nu-i chiar așa. Oricum, deci, ce vreau să vă spun este că în cadrul acestor campanii, dacă selectați pagina pe care vreți să faceți campania, automat ei vă pun titlul paginii. Ei, cum faceți ca să puneți titlul manual? Scrieți link-ul ca și când ar fi un link extern. Dar, de fapt, el este fie Vanity URL, dacă l-aveți deja pentru pagina respectivă. Cine știe ce e la Vanity URL? Bun, perfect. Deci Vanity URL e URL-ul ăla care are o formă clară scrisă și se găsește la facebook.com/username, unde îl alegeți pentru fiecare din paginile pe care le aveți, le gestionați ca administrator. Ok. Și după ce ați ales acel Vanity URL, în loc să selectați din lista, în momentul în care construiți campania de Facebook, în momentul în care o selectați din listă, selectați din listă nu pagina de Facebook pe care vreți să o promovați, ci external URL și folosiți destination URL, adică URL, acest facebook.com/, cum se numește pagina voastră, să spunem Starbucks. Da? Așa veți avea acces la titlul manual. Adică titlul inserat de voi cu mânuța voastră, care poate fi o chemare către acțiune de 25 sau 35 de caractere, cer scuze, îmi scapă exact numărul. Dar, de reținut că trebuie să folosiți manual. Gata? Nu mai. În regulă. Deci, adăugare manuală 5, nu vă mai rețin nici pe voi. Folosiți diacritice. Aici doar am folosit diacritice în reclame. Diacriticele, într-adevăr, textul se scanează, nu se citește cu foarte mare atenție, nimeni nu e atent la foarte multe detalii, oamenii citesc în viteză și scanează, practic, textul, e adevărat lucrul ăsta, doar că în momentul în care el, utilizatorul, nu depune efortul de a recrea mental lucrurile lipsă pe care le interpretează, și anume diacriticele în cazul limbii române, el obosește. Oboseala asta, acest plus de oboseală, face ca rata de click
să scadă. Deci, un hint, dacă folosiți de acritice și în campaniile AdWords, da, și în campaniile AdWords folosiți de acritice, crește rata de click. Oh, da, sigur. Reclamele care au un CTR mai mic de 0,05, asta nu e de la mine, de la americani, trebuie modificate de urgență sau șterse. Ceva ați greșit acolo, ați targetat aiurea, v-ați dus și vindeți produse de crescut părul la adolescenți. Nu știu ce faceți, dar e trist ce faceți. Deci sub 0,05 e, ați greșit și imaginea, n-ați dat atenție la titlu, ați, nu știu, ați făcut ceva aiurea oricum. Deci orice CTR care e sub 0,05 e trist. Bine, depinde dacă aveți un produs pe care nimeni nu-l vrea. Și acum nu mai contează cum comunici produsul ăla, dacă nimeni nu-l vrea, asta e. Știi, se mai întâmplă și asta, știi, și atunci marketerii sunt bătuți la cap pe problema asta. Dom'le, nu-i campania bună, știi, și tu stai și te stresezi și faci o altă campanie și te gândești și tot. Și după aia citești într-o revistă și pe ce loc este acest produs? Păi pe locul 12. Din câte? Din 12. Da. Se mai întâmplă și lucrul ăsta, atunci nu vă mai bateți capul, nu-i vina voastră. Se întâmplă ca produsul să fie pur și simplu prost. Nou. Asta e o chestie pe care am descoperit. Am scris corect, Olivian, Tales? Am mai scris odată la o prezentare, am scris Tales, scris T-A-L-E, știi? Știam că e poveste, dar nu știu cum mi-am mers minte acolo și am greșit. Ideea e că am stat și am analizat traficul care trece prin Facebook și ajunge pe site. La un moment dat, un client spunea, doamne, dar de ce nu facem ca anunțurile să trimită direct în site-ul meu? De ce mai treci prin Facebook? De ce vrei să-l lași pe om în Facebook? Și zic, primul argument emoțional, să spunem așa, este că utilizatorul rămâne în spațiu în care el se află fără să fie rupt de mediul respectiv. El e în Facebook cu prietenii lui, cu like-urile lui, cu paginile lui, cu poza lui, cu toate ale lui, nu vrea să iasă pe un site și îl vadă mai verde, cum zicea Liviu, știi? Adică, pe bune, e Facebook-ul meu, vreau să stau unde nu vreau să... Moment în care e unul dintre argumente, dar mai e un argument. În momentul în care plătești un click care aduce vizitatorul și îl transformă în fan, ai odată un soi de funnel către site. Da? O pâlnii către site. Și cum? Pentru că după ce el a ajuns pe pagina ta, ai șansa ca el să-ți devină prieten. Dacă ți-a devenit prieten, mai departe nu se oprește. Pentru că dacă el a găsit că site-ul tău, că pagina ta de Facebook este interesantă, el merge mai departe și intră și pe site. Deci, practic, tu ai un long tail traffic care e plătit cu un singur click din Facebook. Și pe bune, asta e chiar funcțional. Da? Deci chiar se întâmplă lucrul ăsta. O să vedeți că după, dacă, să vă spun cum testați. Lansați pagina de Facebook, da? Comunicați, cum să zic, comunicați o perioadă fără campanii de promovare, comunicați, sau bine, puteți să comunicați, dar nu faceți testul. După care, după ce v-ați creat o masă critică, opriți campania de promovare, analizați pentru un interval de timp, să vedeți cam care e traficul, ok? Și după care porniți din nou campanie de promovare. Și o să vedeți că, în ciuda faptului că și ceea ce e oarecum normal, nu motiv pentru care faceți campanie este ca să faceți și oamenii în țară. Dar în momentul în care crești, în momentul în care dați drumul la campanii, bineînțeles că ajung mai mulți oameni pe site, dar bineînțeles că o parte dintre ei devin și ajung pe site-ul tău. Ceea ce înseamnă că ăsta e un long tail trafic care poate fi exploatat cu banii pe care îi dați pe campanie de Facebook. Deci vă crește și traficul la site. De reține. 10. E logic, da. Da, vreau să o reținem. 10. Ultima. Nu știu dacă am pus chiar așa multe culori, v-am cam păcălit cu culorile, n-a fost chiar culori multe. O chestie foarte mișto pe care a făcut-o Facebook, nu știu dacă o rețineți, dacă ați văzut-o, câți dintre voi știți că puteți targeta audiența după ziua de naștere. Frumos. Câți dintre voi a făcut lucrul ăsta? Wow. Bun. Ce premiu ați dat? Ai dat vreun premiu, da? A, nu, doar așa am înțeles. Bun, perfect. Eu cred că asta poate fi... Foarte mișto. Ia, frumos. A, uite, un utilizator care a fost targetat. Ia, mersi. Deci, această metodă e foarte, foarte frumoasă pentru că atinge emoțional audiența. Da.
atinge emoțional audiența. Acum, știți că azi e ziua lui Alex Negrea și cu ocazia asta îi zicem la mulți ani. Pentru că m-am gândit la el când am făcut, când am gândit să scriu acest slide, mă gândeam eu, e ziua lui Alex și am zis să-l pomenesc în prezentare, ca să-l pomenesc în sensul bun al lucrurilor, nu neapărat că m-am pomenesc. Ok, deci cam astea au fost și 10 item pe care am vrut să vi prezint. Sper că ați rezistat, văd că ați rezistat cu stoicism, n-a plecat decât o singură persoană, ceea ce mă bucură. Revin să actualizez acum lista de sponsori, și anume Două Parale, Traffic.ro, IQEds, Don Cafe și Cafea.ro. Și încă o dată vă invit, începând cu 15 septembrie, să verificați școala-de-internet.ro pentru cursurile care vor fi disponibile începând cu probabil 1 octombrie. Deci vă mulțumesc mult de tot și vă mulțumesc că ați venit la...